Frunza mileu croșetată are 28 de centimetri de lungime și 18 lățime. Este la fel și pe față și pe dos, doar aici este puțină diferență. Am croșetat-o bumbac. Este clasificat ca fiind 8x8, adică are 70 de metri în 50 de grame. Este recomandată croșeta 4,5 pentru haine, pentru a fi lucrat mai larg. Pentru a fi lucrată mai strâns, o să o croșetăm cu 2,25. Pentru început, eu vă arăt că așa pun ața pe deget. Facem inelul magic, așa, simplu, da? Și voi începe să scot primul ochi de lanț și voi lucra pe aceste două bucle. Să le țin, să nu se răsucească. Și scot primul ochi de lanț. Da? Și vom face 11 piciorușe scurte. Luăm aceste două bucle, scoatem o dată, avem două bucle pe croșet și le scoatem pe amândouă. Strângem un pic ca să nu ne pierdem, dar mereu să avem aceste două bucle aici. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tragem un pic inelul magic, nu prea mult. Așa. Și facem codița. Facem 8 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ne întoarcem înapoi pe fiecare buclă și alunecăm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 și o facem și pe aceasta, da, ca la picoturi. Și acum vom face cel de-al 12-lea picioruș. Da? Strângem inelul magic cât se poate, așa, și vom închide primul rând. Acesta este acel ochi de lanț care nu ne interesează și acesta este primul picioruș. Noi aici intrăm și alunecăm încet și prin această buclă și am închis rândul. Prefer să păstrez acest capăt, să îl croșetez aici, pentru că se ascunde mai bine. Rândul 2. Ne ridicăm cu două ochiuri de lanț. 1, 2. Și continuăm cu dubluri de piciorușe duble. Dăm ață după croșet și intrăm în același loc. Da? Că noi trebuie să înmulțim. Așa. Avem 3 bucle, scoatem câte 2. O dată și încă o dată. Trecem în următorul și facem 1, un picioruș dublu și pe al doilea în același loc. Și capătul îl țin mereu aici, că se ascunde foarte frumos.
Trecem în următorul și facem iarăși o dublură de piciorușe duble. Acest model nu i-am găsit schema la celelalte două frunze. O să vă las link în descrierea videoului. Am avut scheme, dar acesta am avut doar o poză de la hârnicuțele de pe grupul nostru Croșetez odată cu tine. Au fost foarte multe frunze frumoase acolo, dar aceasta mi-a atras atenția că n-am mai văzut-o niciodată și este foarte ușor de realizat. Poate să o facă și începătoarele. Are un algoritm foarte, foarte plăcut. Noi acum să vedem câte ne-a ieșit. Deci câte două piciorușe duble în fiecare picioruș. Ia să vedem. Avem 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Încă două. Aici. 18. 1, 2. Ok. Acum ne întoarcem înapoi, dar facem două ochiuri de lanț. Da? De aici lucrăm doar bucla din spate, nu aceasta de pe partea aceasta, bucla de aici. Dacă vă amintiți, nu ferii și frunzele care le făceam pe timpuri, prin anii 80, 70, 90. Așa. Și facem dubluri. 1, 2. De aceea iese așa în relief. Da? Trecem în următorul și facem iarăși două cerușe scurte. Trecem în următoarea buclă și facem două piciorușe scurte. Da? Și ne rămâne aceste două pe partea aceasta. Vedeți? Ne vedem la capăt. Acum, către capăt, să folosim și această buclă. 1, 2. Aceasta o lăsăm, piciorușul acesta. Facem din nou două ochiuri de lanț. Aici o să luăm la fel această buclă. Data trecută nu cred că v-am arătat prea clar. Da? Deci o luăm pe prima. Lăsăm aceste două ochiuri de lanț și o luăm pe aceasta, pe prima. Ok? Și de această dată vom merge piciorul scurt în bucla cu piciorul scurt. Nu înmulțim, nu scădem. Mergem drept. Da? Ne vedem la capăt. Așa arată frunzulița. E superbă, vedeți că este și rigidă, nu e moale. Și mai avem trei piciorușe până la capăt, da? Și facem încă unul și pe al doilea. Da? Pe ultimul îl lăsăm. Și din nou, două ochiuri de lanț și ne întoarcem pe acesta galben. Ce noroc că aici am cum să explic și culorile. Super! Ok? Și luăm la fel. Nici pe acest rând nu înmulțim, nu scădem. Și mergem așa. Ok?
Ne vedem la capăt. Bun, ne apropiem de capăt, deci la fel vom lucra tot timpul pe bucla din spate, nu din fața noastră. Și la fel facem până la ultima. Și pe ultima o lăsăm. Da? Și ne rămâne marginile acestea. Din nou facem două ochiuri de lanț și ne întoarcem pe prima. Aici. Ok? Și la fel continuăm lucrând doar pe o buclă până când vom vedea că începe să se strângă. Ne vedem când vom începe să înmulțim. Sunt la al cincilea rând de picioruș scurt și uitați că la mine au început să se strângă. Dacă îl întindem, se așează, dar la următorul se va strânge mai tare. De aceea spun că la fiecare fir poate fi divers. Când vedeți că începe să se strângă așa, o să începem să înmulțim. Pentru a nu face înmulțirile să se vadă ca și dungi, o să le facem unde se vede că e nevoie. Spre exemplu, una aici, una aici și una aici. Da? Și o să le, de fiecare dată o să le mutăm. Când ne întoarcem, o să facem una aici și una aici. Pe un rând sunt trei înmulțiri, pe un rând două. Acum, hai să terminăm rândul, pentru că întotdeauna terminația rândului și începutul este o chestie delicată. Și cum am zis, o să lăsăm acest picioruș aici. Așa. Facem două ochiuri de lanț și acum intrăm aici. Și o să lucrez până pe coastă, să zic așa. Ca să vedem că o să facem aici, da? Să fie cumva împărțit cam exact la trei. În alături de acest albastru, o să facem prima înmulțire, da? Aici. Deci, practic, mai facem încă un picioruș în același loc. Să căutăm să nu tragem prea mult de această buclă, că se va lărgi și se va vedea. Da? Să lucrăm strâns. Acest model trebuie lucrat strâns. Da? Mai facem o mulțire în acesta verde. Aici. Deci să nu tragem de buclă în sus. Căutăm să lucrăm cât mai strâns. Adică să nu tragem de această buclă. De asta zic. Ia să vedem. Pe această galbenă nu mai trebuie una. Ok. În același loc. Bun. De aici vom continua pe tot parcursul frunzei, două ochiuri pe margine și vom lăsa un ochi lateral până sus în vârf. La modelul nostru, când ne întoarcem, o să punem cele două mulțiri între acestea trei. Facem o dată trei între ele, după aia punem două. Eu aici am ajuns la 40 de piciorușe scurte. Când ajungem, vreți mai mare, mai continuați să înmulțiți. Pentru mine este suficient așa. După aia se îndreaptă cumva rândurile și o să vedeți că nu mai este nevoie de înmulțire. Mergem doar lăsând marginea aceasta și evident că se strânge singură. Acum sunt la 39 de piciorușe scurte și avem o înmulțire aici, a doua și a treia este aici.
Pe următorul voi mai face două și abia atunci voi fi la 40 de piciorușe scurte, da? Și nu voi mai înmulți. Se vede și pe această galbenă, e 1, 2, 3. Și mai sunt una, două pe rândul următor. Și după aceea mergem drept, așa cum am spus. Nu scădem, nu înmulțim, decât vom lăsa pe margine. Ok? La frunza noastră am lăsat pe margine doar câte unul și așa s-a făcut ascuțită. Și acum hai să o încheiem împreună. Deci facem 1, 2 ochiuri de lanț. Aici avem încă 1, 2, 3 piciorușe scurte. Ne întoarcem și pe acesta și facem un picioruș scurt pe centru și alunecăm, că altfel iese prea ascuțit vârful. Tăiem ața, apoi ascundem vârful, capătul de ață. Aceasta este frunza noastră suport, superbă, excelentă. Am avut nevoie de o frunză mai mare. Aceasta are 32 de centimetri în lățime și aici are 40 în lungime. Este mai mare pentru a fi folosită pe o masă. Aici am început cu aceeași tehnică, până când am văzut că se ondulează, pentru că erau prea multe înmulțiri. Apoi am făcut câteva rânduri libere, fără înmulțiri și văzând că încă mai am nevoie să ajung la diametrul meu, am mai făcut câteva înmulțiri aici. Nu pot să vă dau numere perfecte pentru că ața este diversă și un alt croșet. De aceea, voi când vedeți că se strânge sau se încrețește, abia atunci să vedeți ce este de făcut. Și dacă se observă, de la acest nivel nu am mai înmulțit și am mers drept, lăsând doar cel picioruș pe margine, da? Și știind că frunza se ascute foarte mult, după ce am ajuns și s-a îndreptat rândurile perfect, am început să scad câte un picioruș odată la două rânduri, până aici. Iar de aici am început să scad și mai mult, că un picioruș la fiecare rând. Și așa a ieșit și această frunză. Sper să vă placă această idee minunată, este ușor de făcut, nu e necesar de apretat. Aștept pe canalul meu să vă înscrieți, să distribuiți aceste tutoriale superbe, să ajungă și la alte hărnicuțe și să facem lucruri frumoase împreună. La revedere!